Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În iulie, săgetătorii vor fi cufundați în rutină. Sunt prea multe cazuri blocate sau de completat chiar acum. Majoritatea cazurilor vor fi legate de gospodărie. La serviciu, trebuie să încerci să păstrezi ceea ce ai, nu ar trebui să te bazezi pe cioara de pe gard. Mulți săgetători în iulie vor trebui să treacă prin situații neobișnuite care pot să da impuls progresului și dezvoltării spirituale, dar în același timp s-ar putea să nu fie în totalitate confortabile pentru starea lor psihoemoțională. Situațiile multiple din iulie pot provoca transformări majore în săgetătorii înșiși. În acest caz, va trebui să te străduiești din greu, să revizuiești sau să schimbi radical ceva să te adaptezi într-un fel la noile condiții ale realității înconjurătoare. Și în acest sens, prima jumătate a lunii par a fi cea mai pozitivă, când reprezentanții temperamentali ai elementului foc vor fi mai flexibili și mai diplomați. Dar în a doua jumătate a lunii iulie, relațiile cu ceilalți pot escalada serios, cauzând dificultăți suplimentare pentru săgetător. Dragoste Săgetătorii vor dori să se schimbe în bine pentru partenerul lor. Orice experimente cu imaginea vor avea succes și vor merge spre încântarea atât personală, cât și acele de a celei de-a doua jumătăți. Dar nu te sacrifica prea mult, nu uita de iubirea de sine. Relațiile actuale pot fi afectate de foștii parteneri. Dacă nu ești la prima căsătorie, atunci poți fi sigură că se vor cheltui niște necazuri pentru relațiile cu fosta familie ar trebui să acorzi multă atenție copiilor pe. Iulie va dezvălui o mulțime de mistere și secrete. S-ar putea să apară fapte destul de ofensatoare, care înainte nu ți-au fost cunoscute. Aceste lucruri îți poate răni foarte mult egoul. Nu trebuie să ai decizii mari. Dacă întâmpini probleme, acordeți timp să te gândești. Sănătatea. Săgetătorul trebuie să fie pregătit pentru orice activitate fizică. Sănătatea nu te va deranja prea mult, dar trebuie totuși să treci la o examinare preventivă pentru a te asigura că nu există boli. Componenta ta spirituală va suferi mai mult. Sistemul nervos va suferi de tensiune constantă. O poți susține cu pastile sedative. Dacă simți dureri de cap, asigură-te că vizitezi un neurolog. Dacă brusc ești informată despre un fel de diagnostic, nu intra în panică imediat. Încearcă să faci o examinare suplimentară, asigură-te că este un medic de încredere. În iulie, trebuie să ai încredere în medici, dar asigură-te că verifici înainte de a merge la ei, va apare un moment minunat pentru a rupe obiceiurile proaste. Acum puterea de voință îți va permite să scapi de fumat, de băut alcool sau de consumul exagerat de alimente grase. Organizează-ți un maraton renunțând de la dulciuri, țigări sau orice altceva care îți strică viața și bunăstarea. Banii La începutul lunii, săgetătorii trebuie să se odihnească bine, pentru ca ulterior să se implice în muncă mai productivă. Cea mai reușită muncă pentru tine va fi în a doua decada a lunii. Lucrul în echipă va fi eficient, mai ales pentru persoanele asociate cu activități creative. Nu grăbi lucrările și așteaptă o promovare. Acum este foarte ușor să te înșeli, mai ales pentru cei care caută un job part-time. Greșeli jignitoare și enervante așteaptă pe cei care lucrează cu bani. În iulie, este bine să nu-ți asumi riscuri și să nu te implici în proiecte noi. Va fi foarte greu să-ți gestionezi finanțele. Întotdeauna vor exista cheltuieli neprevăzute care te vor obliga să împrumuți bani. Acum este mai bine să nu iei un împrumut deoarece există o mare probabilitate să nu-l poți rambursa în totalitate. La semnarea titlurilor de valoare, recitește contractul de mai multe ori. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!